și actualul ministru al agriculturii. Ca și predecesorii săi, Petre Daia și Adrian Oros, a dat undă verde folosirii insecticidelor interzise în Uniunea Europeană pentru că omoară albinele, ca urmare a lobby-ului puternic al marilor fermieri români. Potrivit publicației de specialitate lanțulalimentar.ro, autorizațiile au fost publicate pe site-ul Autorității Naționale Fitosanitare, nu și pe site-ul Ministerului Agriculturii. Potrivit publicației, ministrul a luat deciziile în 17 decembrie 2021, la doar o zi după o întâlnire cu trei reprezentanți ai sectorului apicol, care au cerut să nu fie folosite aceste substanțe care distrug populațiile de albine. Uniunea Europeană a interzis în aprilie 2018 trei pesticide periculoase pentru albine. Deși România este unul dintre marii producători europeni de miere, guvernul condus la acel moment de Viorica Dăncilă a votat împotriva măsurii propuse de Comisia Europeană în Comitetul pentru Plante, Animale și Alimente.